Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Bun găsit, oameni buni! Astăzi o să vă arăt cum, încă o dată, realitatea nu ține cont de alegeri și nici de campanii electorale. Toate planurile economice ale guvernului au primit un duș rece de la Bruxelles. De acolo aflăm că prognoza pentru deficitul bugetar al României în 2020 este 9,25%. Rațiunea zilei de Cătălin Striblea la Europa FM. Da, ați auzit bine, 9,25%. Păi, o să-mi spuneți, domnul Cîțu ne-a spus că o să fie doar de peste 6%. Desigur, Comisia Europeană care a publicat această prognoză de primăvară nu are însă alegeri în toamna acestui an și nici nu are de ce să spună că lucrurile arată mai bine decât speram, așa cum spune ministrul de Finanțe. Pe scurt, prognoza Comisiei Europene spune că vom avea o scădere economică de 6% și nu de aproape 2, cum a zis guvernul. Apoi la anul vom crește cu peste 4%, dar deficitul se va duce, atenție, la 11%. Inflația va fi doar de 2,5%, asta pentru că prețul benzinei va scădea spectaculos, dar tot așa va scădea și consumul. Șomajul va crește și Comisia așteaptă o scădere a investițiilor atât în domeniul public cât și în cel privat. Tabloul este sumbru, mai ales că România era deja campioană la derapaje fiscale încă din vechile guvernări. Partea și mai proastă este că toate acestea se vor întâmpla înaintea alegerilor și niciun partid nu vrea sau nu poate să se comporte rațional. Dacă ani de zile arma ta electorală a fost se va da și nu se va face, e greu să fii acum responsabil. Iar semnalele sunt din ce în ce mai proaste. Atât președintele cât și premierul, dar și ministrul de finanțe au anunțat în numai 24 de ore că o să asistăm la o mărire a pensiilor. Poate nu cu 40%, dar ceva tot se va face. Nu am vrea ca părinții noștri să fie cei care decontează criza, a spus președintele Iohannis. Adevărul este că România nu-și permite nici actualul sistem de pensii și că se împrumută din greu pentru ca să plătească. Pe măsură ce balanța demografică se va dezechilibra și mai rău, dezastrul va fi mai evident. O reformă și punerea pe alte baze sunt necesare, dar despre asta nu se va sufla nicio vorbă. Din același motiv, alegerile, guvernul nu dă niciun semn în privința rearanjării aparatului de stat, nici ca valoarea salariilor, dar nici ca număr de angajați, sau să se gândească la o reașezare a acestora. Milionul de oameni care lucrează la stat, de multe ori cu performanțe care nu sunt la înălțimea salariilor, reprezintă o țintă electorală care nu poate fi deranjată. În timpul crizei, România a strâns bani doar ca să plătească pensii și salarii. Acum, zilele astea, statul trebuie să plătească și funcționarea privaților, deci încă o gaură la buget. Iar premierul Orban anunță și investiții publice ca să impulsioneze economia. Dar ca să plătești toate astea, trebuie să fii magician sau irresponsabil, sau câte puțin din amândouă, dacă înaintea ta sunt alegeri. O repet fără nicio plăcere, România va fi noua Grecie. Mai rău este că acum toată Europa e în necaz și, dincolo de fondurile de criză deja aprobate, cu greu se vor găsi alți bani ca să ne sprijine. Echilibrarea bugetului este obligatorie, dar am ajuns în faza în care politicienii nici nu mai au curaj să vorbească despre ea, ca și cum motivul pentru care facem alegeri este să aibă ei funcții, nu ca să repare România. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.